Setule să fie victimele misoginismului, câteva zeci de feministe au ieșit ieri în stradă. Protestul s-a ținut în București și a avut un nume mai puțin ortodox, Marșul Panaramelor. Femeile au vrut să atragă atenția că o fustă scurtă nu este invitație la viol și că păpușă sau pisi nu sunt apelative care ghidile orgoliul unei doamne. Societatea în clipa de față ne învață, ai grijă să nu fii violată și nu ai grijă nu viola bărbatule. Tocmai din această cauză, feministele au ieșit în stradă. Femeile României sunt numite pisipoancă, leliță balcanică, curvă, panaramă, târfă, păsărică, pisi, parașută, țigancă împuțită, păpușă. Asta se întâmplă zilnic și ne-am săturat să suportăm. Poliția, spitalele și toate centrele de suport pentru victimele agresiunilor de orice fel, din păcate, sunt cele care sunt complicii agresorilor. Am văzut că fiecare are o poveste. V-ați lovit de-a lungul vieții de tot felul de spuneați voi, polițiști misogini, medici misogini. Am să-ți răspund cu o întrebare. Tu nu? Pentru toate femeile mersul pe stradă a devenit o provocare. Fluierături, încercări de pipărire, strigă după tine tot felul de lucruri și atunci se strânge așa un nod aici în stomac și o furie foarte mare și cu toate astea nu reacționez. De mulți ani mă îmbrac cât mai cu lucruri largi și așa să nu atrag atenția și așa am reușit cât de cât de anici și nu 100% să trec neobservată, din păcate, dar vreau să fiu liberă. Printre femei s-au amestecat și domnii. Tu, un băiat la un marș care totuși are legătură mai degrabă cu fetele. Nu, eu cred că are mai degrabă legătură cu băieții sau cu bărbații și cu felul în care se poartă cu fetele. Cred că a trebuit să înțeleg pe propria piele ce înseamnă, măcar pentru 10 minute, să fii tratat ca un obiect și nu ca o persoană cu demnitate umană. Marșul Panaramelor e prima acțiune publică de protest împotriva misoginismului, agresiunilor verbale și a mitocăniei.